Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Elevii vrânceni care doresc să studieze în Marea Britanie o pot face prin intermediul unui concurs organizat de Asociația Ține de Noi. Programul se adresează tinerilor care sunt în clasa 10-a și care doresc să petreacă următorii 2 ani de studiu în Marea Britanie la o școală de cea mai înaltă calitate. În anii trecuți, peste 130 de elevi din toate județele țării au petrecut câte un an sau doi cu această bursă, ajungând apoi studenți la facultăți de prestigiu din această țară. O asociație din București lansează un concurs pentru obținerea unor burse de studiu pentru elevii claselor a 10-a, care doresc să învețe pentru 2 ani în Marea Britanie. Astfel și elevii vrânceni se pot înscrie dacă vor să învețe într-o școală britanică de prestigiu, la colegii precum Epsom College, Dulwich College, Bedford Modern School, Hampton School. Tinerii își pot dezvolta abilități de comunicare în limba engleză, își pot face noi prieteni în diferite culturi și pot experimenta și aprecia cultura și tradițiile din Marea Britanie. Pe viitor, elevii pot deveni studenți ai unor facultăți de renume din această țară, cum ar fi Oxford, Cambridge, London School of Economics. O mână criminală a provocat ieri un incendiu în localitatea Garoafa. Mai bine de 4 ore pompierii s-au luptat cu flăcările. În incendiu au ars o fermă dezafectată și circa o tonă de fân. A fost o intervenție solicitantă și de lungă durată din cauza cantității mari de materiale combustibile ce au întreținut arderea. Din fericire, nu au existat victime. Un incendiu a izbucnit ieri în comuna Garoafa. Pompierii din Focșani alături de voluntarii din Garoafa au luptat mai bine de 4 ore să stingă flăcările. Evenimentul a fost anunțat prin apel la numărul de urgență 112, iar la fața locului au fost mobilizate 3 echipaje cu 2 auto speciale de stingere, cu apă și spumă și o ambulanță smurd. Ferma dezafectată unde au izbucnit flăcările a ars în totalitate, dar și o cantitate de o tonă de fân. Totul ar fi început de la acoperiș, în suprafața de 700 de metri pătrați, în cele din urmă pompierii reușind să stingă flăcările. Specialiștii susțin că focul a fost pus intenționat, din fericire nu s-au înregistrat victime. Persoanele care sosesc sau pleacă din România pentru o perioadă ce depășește 183 de zile, pe parcursul unui interval de 12 luni consecutive, au obligația să depună la fisc chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale. De altfel, depunerea chestionarelor are ca scop stabilirea statutului de rezidență fiscală pentru impozitarea veniturilor obținute din orice sursă și acordarea creditului fiscal. Termenul de depunere a chestionarelor este de 30 de zile de la împlinirea 183 de zile de prezență în România. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea anunță vrâncenii, contribuabili persoane fizice care sosesc sau pleacă în sau din România pentru o perioadă ce depășește în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, ca obligația depunerii chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România sau chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România. Depunerea chestionarelor are ca scop stabilirea statutului de rezidență fiscală, care are dreptul impozitării veniturilor obținute din orice sursă și acordării creditului fiscal, în vederea stabilirii obligațiilor fiscale și evitării dublei impuneri. Termenul de depunere a chestionarelor este de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România. Acțiune de amploare a polițiștilor vrânceni în comunele din județ, dar și în municipiul Focșani. Oamenii legii au întreprins verificări pentru prevenirea și combaterea faptelor penale în segmentul stradal, la regimul deșeurilor, delictelor silvice, dar și la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, o razie, 225 de controle, din care 7 în fondul forestier. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat un număr de 268 de sancțiuni contravenționale, din care 35 la regimul silvic. Săptămâna trecută, 150 de polițiști vrânceni au desfășurat o acțiune de amploare în mediul rural și în municipiul Focșani. Activitatea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională în segmentul stradal, la regimul deșeurilor, delictelor silvice, a agregatelor minerale, ori a celor ce afectează mediul de afaceri, precum și la regimul circulației pe drumurile publice. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat 268 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora ridicându-se la 100.000 de lei.
Totodată, valoarea bunurilor confiscate a fost de peste 44.000 de lei, iar 222 metri cub material lemnos a fost confiscat, în valoare de peste 410.000 de lei. Au mai fost indisponibilizate 3 drujbe în valoare de 3.000 de lei și 621 de lei, reprezentând sume nefiscalizate. Pe parcursul acțiunii au fost legitimate 565 persoane și 323 autovehicule au fost controlate. Drumuri refăcute, școală reabilitată, sunt doar câteva dintre realizările administrației locale din Urechești. Edilul comunei spune că nu se va opri aici. Noi proiecte se află în derulare, astfel încât locuitorii din Urechești să nu mai apuce drumurile străinătății. Tot primarul spune că foarte multe case părăsite au fost cumpărate și acum locuiesc în ele vrânceni care își doresc o viață civilizată într-o comună la standarde europene. Un mare accent îl pune edilul și pe educație. Tocmai de aceea școala a fost reabilitată pentru a da elevilor o șansă la un învățământ de calitate. De la an la an, comuna Urechești înflorește. Drumuri asfaltate, apă și canalizare, școli reabilitate sunt doar câteva dintre realizările celor care conduc comuna. Primarul localității spune că nu se va opri aici. Au mai multe proiecte aflate în derulare, unul dintre acestea fiind aducerea de gaze naturale în casele oamenilor. Proiectul este unul de anvergură și deja sunt promisiuni că acesta va deveni realitate. Suma totală destinată acestui proiect se ridică la 25 milioane de euro și populația comunei se înnoiește și asta pentru că tot mai multe persoane tinere și-au cumpărat case în aceste locuri. Astfel se poate spune că Urecheștiul întinerește. Suntem nu numai pe lista de sinteză, suntem pe lista promisă de guvern cu banii pentru gazii. Suma, vă pot spune, undeva la 25 de milioane de euro. Oco? Da, foarte multă. 995 de milioane de lei, cu aproximație. Foarte, o sumă... Foarte mare. Aproape nici nu pot să o pronunț, că nu mi-aduc aminte. Știu, da, asta știu. Pentru că am învățat că din 3 în 3 de la spate să pun un punct. Da, și începem cu 10-15. Mă scuzați. Nu-i. Vă rog. Cam când credeți că o să se pună în aplicare acestui? E o muncă colosală. Mă întreabă un prieten mereu, mai cumpăr lemn în iarna asta? A început să mă enerveze. Băi, oameni, nu pot să fac, pentru că sunt câteva clarificări pe care trebuie să le dăm. Străzile pe care sunt băgate canalizare, străzile pe care este apă, străzile care sunt asfaltate, casa din cine se compune, din câți oameni, din câte persoane, care ar fi consumul. Viticultura de ieri, de astăzi și de mâine este denumirea proiectului Erasmus de anul acesta de la Focșani. Mai multe delegații de elevi din Spania, Italia și Bulgaria au participat la acest proiect amplu, având ca și gazdă Colegiul Tehnic Traian Vuia în parteneriat cu Primăria Focșani. Deoarece Vrancea este cel mai mare județ vinivitico din țară, acesta a găzduit schimbul de experiență dintre elevii vrânceni și cei străini în ceea ce privește cultivarea viței de vie. Un amplu proiect se desfășoară la Focșani în cadrul Erasmus de anul acesta. La acesta participă atât elevii de la noi din județ, dar și tineri din străinătate. Spania, Bulgaria, Italia sunt doar câteva dintre țările participante. Cu deviza Viticultura de ieri, de azi și de mâine vor avea loc diferite activități, având în prim plan viticultura din țările participante. Practic, un schimb de experiență va avea loc totodată, elevii putând afla despre dezvoltarea viței de vie din fiecare țară pe care o reprezintă. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Très honoré de suivre ce projet par le programme Erasmus. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre persévérance et réussite. Il présente un tel projet par Erasmus. C'est en même temps un plaisir et une belle expérience pour nous d'approfondir les échanges scolaires pour le développement de la dimension européenne dans l'éducation en aidant au mieux comprendre la diversité des réponses données aux préoccupations éducatives fondamentales. Même si l'on a déroulé dans notre lycée deux projets de mobilité dans le domaine de l'enseignement scolaire, un projet de mobilité de 10 stagiaires professionnels en France, et on a été institution d'accueil pour un groupe de 5 élèves français et 4 professeurs. J'ai trouvé aussi les mêmes émotions que la responsabilité de votre bel accueil par lequel chaque participant pourra percevoir à travers des sujets
Primarul municipiului a fost prezent printre elevi, povestindu-le totodată de podgoriile vrâncene, dar și despre vinurile din zonă. Bine ați venit la Focșan, bine ați venit în Vrancea, am făcut foarte mult că iată colegiul de Focșan în Vrancea. Colegiul Traian Buia poate fi alături de municipiul Focșan, gazda acestui... I'm glad that Traian Buia College is here and here with us. Gazda acestui proiect, un proiect care are ca și subiect viticultura de ieri, de astăzi și de mâine. The project that has the title of... The title of the project, Cultur, Dier, Dujurdui, Ede de Moan, la viticultură. Așa cum probabil v-ați documentat, probabil ați obținut informațiile din partea coordonatorilor acestui proiect, județul Vrancea este cel mai mare județ vitivinicol din țară. As you already know, Vrancea County is the biggest county in our country. Și mă bucur că ați ales să faceți parte din acest proiect, pentru că sunt convins că veți avea o experiență plăcută. Poate chiar, nu știu exact programul dumneavoastră, dar sunt convins că veți vizita probabil și anumite ferme vitivinicole, anumite producători. Ați început deja de ieri. So we are glad to know that you are joining this project. I know that you already visit some wine. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va încălzi în următoarea perioadă. Cerul va fi parțial însorit. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 10 grade Celsius, iar cele maxime între 19 și 22 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!